percheziții, soldate cu rețineri. Vicedirectorul și alți 5 angajați din cadrul Institutului de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului au ajuns astăzi pe mâna ofițerilor anticorupție și CNA, fiind acuzați de faptul că au pretins și au primit de la persoane fizice și beneficiare a unor companii sume de bani de până la 2000 de euro. În schimbul acestora, experții Institutului eliberau acte care indicau o calitate mai proastă a solului de pe terenurile care urmau să fie înstrăinate. Respectiv, acestea puteau fi vândute la prețuri mai mici. În cadrul acestui dosar de corupție au fost reținute și 12 persoane fizice. 18 persoane, printre care vicedirectorul și alți 5 responsabili din cadrul Institutului de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului, au fost reținuți astăzi de Procuratura Anticorupție și CNA în dosarul inițiat pe faptul abuzului de serviciu, coruperii pasive, coruperei active și traficului de influență. Procesul penal a fost inițiat la începutul acestui an, iar potrivit probelor acumulate în ultima jumătate de an, specialiștii Institutului ar fi pretins și primit de la persoane fizice și beneficiare ai unor companii sume cuprinse între 250 și 2000 de euro. În schimbul acestora, responsabilii eliberau acte în care arătau o calitate mai rea a solului pe care îl analizau în timpul investigațiilor, fapt ce a adus statului prejudicii deosebit de mari. În acest sens, Centrul Național Anticorupție a publicat mai multe înregistrări în care angajații Institutului ar pretinde și ar lua mită. În alt caz, suma se ridică la 950 de euro. Aici sunt 950. Ai euro. O altă secvență surprinde momentul în care angajații ar împărți sumele de bani pe care le-ar fi primit. Persoane fizice, inclusiv beneficiare a unor companii. Reținerile survin ca urmare a peste 55 de percheziții desfășurate în această dimineață la domiciliile, în birourile de serviciu și automobilele persoanelor vizate. Actualmente, acestea fiind audiate cu respectarea garanțiilor procesuale stabilite de lege. Percheziții au avut loc inclusiv la Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului. Potrivit angajaților, mașina CNA se află aici aproximativ de la ora 8 dimineața. Din cele observate, ținta descinderilor sunt etajul 2 și 3 al instituției. Chiar și așa, la fața locului, ofițerii Centrului Național Anticorupție au refuzat să ne ofere detalii despre perchezițiile desfășurate, iar la birourile de serviciu ale administrației Institutului de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului nu am reușit să ajungem pentru a obține o reacție, întrucât ne-a fost restricționat accesul. Avem o întrebare, dacă s-ar putea. Nu ne permiteți. Sunt la fața locului, să ne ziceți. Stați întrebări la serviciu presă. Ce birouri mai exact faceți aceste percheziții? Domnul, mi-am spus, stați întrebări la serviciu presă. Sunteți la fața locului. Dar ce s-a ridicat de la percheziții? Nimic nu s-a ridicat până aceea. Urmărirea penală continuă.